Cadrele didactice care au susținut examenul de titularizare au aflat rezultatele finale. După soluționarea contestațiilor, procentul de promovabilitate în județul Gorj a crescut de la 61,38% la 65,57%. Asta datorită celor 5 candidați nou promovați, care au făcut ca numărul notelor peste 7 să depășească cifra 95. O creștere s-a simțit și în rândul celor care inițial obținuseră sub 5. Aproape 220 de profesori au reușit să promoveze examenul, însă nu cu note de titulari. Chiar și așa, din cei 334 de candidați prezenți la examenul de anul acesta, foarte mulți au rămas cu notele de 1 și 2. Din păcate, un singur profesor gorjean a reușit să promoveze examenul cu 10, profesor care va fi obligat să facă naveta din cauza că nu există locuri de profesori titulari în orașele gorjene. Anul acesta, inspectoratul școlar a scos spre titularizare doar 23 de posturi, cele mai multe pe disciplina arte.